Dacă ar fi să descrieți viața asta așa, cum ați descrie? Foarte greu. Foarte greu. Fără nicio putere în fața copilului, că nu pot să le acord ceea ce le trebuie. Mi-a fost inima foarte tristă și amară și am plâns poate în sinea mea, în sufletul meu și nu m-am arătat la copii pe față. A fost nevoie de-a lungul timpului pe care n-ați reușit să le acoperiți? Da. Mai tot timp. Ce dorință aveți așa mai întâi? Dacă aș avea o vacă cu lapte la copii, foarte bine. Este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Păcuța cu lapte la copii este izvor casă. Las că aveți momente când lăsați la când și cereți de Dumnezeu. Da. A spus și băcuța pe Dumnezeu? Da, da. Tot Domnul mă știe și mă cunoaște. Toate cerințele mele în fața lui Dumnezeu și ceea ce uit în Dumnezeu mă împlinează. Mă cred și am speranță. Dumnezeu va recupera toate aceste lipsuri. Mă deja la Domnul Iisus. Ați încercat vreodată să vă cumpărați băcuța? Nu-i posibilitate. Ce-ți dorești tu ca și copil? Care sunt dorințele tale? Să am o bicicletă. N-am avut bicicletă nouă. E mai spus cuiva dorința asta, că îți dorești o bicicletă? Da, mama și lui Dumnezeu. Mai mult decât am în cer. Că locomia... Că mama nu are de unde să-mi cumpere un lucru, nu are de unde să-mi cumpere mai multe. Este un lucru care ți le dori așa să ai toată familia? Da. Vaca. Pentru toată familia. De ce îți dorești lucrul ăsta așa mult? Sora mea, mai mică, care cere și mama nu are de unde să-mi cumpere. Și foarte dorința mea, Dumnezeu să își facă timp, că Dumnezeu face timp la orice om, parte să asculte rugăciunea. Și atunci va veni și timpul meu când rugăciunea este ascultată. Tu crezi asta? Da. Care e cea mai mare minune pentru tine? O făcuță. De cât timp îți dorești să aveți băcuță? E mult. Dar îi spuneam lui mama, dacă are bani să ne cumpără. De ce îți dorești atât de mult? Pentru că e foarte greu cu mâncarea, dar e mama mereu bani să ne cumpără. Și tu crezi că o băcuță a rezolvat problema asta? Ar ușura? Dacă ar fi ca Dumnezeu să rezolvi problema asta, când ai vrea să rezolvi cu vă poți să rezolvi? Poate să facă Dumnezeu o minune. Crezi că ar putea Dumnezeu să facă o minune pe viața asta? Da. Care sunt notele pe care tu le iei la școală? Azi am luat 10, tot așa, 10, 9, continuu. Nu mă dau, nu mă las. Vrei să fii mai mândru de tine? Da. De ce? Vreau să devin ceva în viață, să am un viitor mai bun. Dar care e prima persoană din viața ta care iubești? Dumnezeu. Și după mama, că cu ajutorul lui Dumnezeu m-a creat pe mine mama. Ce înseamnă mama pentru tine? Cel mai frumos lucru de pe lume, cel mai... Cuvântul mama e cel mai minunat nume, din lume. Cât de mult ții tu la mama? Infinit. Cel mai mult, cel mai mult.
pentru că și ea pe noi ne iubește, nu ne lasă, face chiar dacă n-are să-mi promută. Și atunci, da, poate să ne ia un caițel, uite, noi suntem atâtea și mama n-are de unde să ne ia, pentru toate. Suntem multe, să fie eu în locul mamei, e greu. Probabil dacă toți copiii ar fi de ca tine, lumea asta ar fi altfel. Și știu că în spatele lacrimilor e ceva care te doare acum. Și eu cred că e momentul când Dumnezeu trebuie să intervine. Ascultă Dumnezeu dorințele? În momentul ăsta, pentru că am ajuns așa, surioarele tale sunt aici. Promit la toate celelalte surioare. Vor avea la fel și ele biciclete. În cel mai scurt timp. O bucur nespus de mult. Cea mai mare bucurie din viața mea. Ajutorul copiilor mei, ea este. Această văcuță care ne-ați dat-o, ca să mai fie greu cu mâncarea. Dumnezeu n-a uitat de noi și nici nu va uita. Vă mulțumim frumos. Acum, pentru văcuța adusă, nu mai avem greutăți cum erau în care. Vă mulțumesc frumos, Dumnezeu, să vă uiteze pe tot. Mama ne dădea nouă și îi lăsa pe ea la urmă și mânca de pe noi ce mai rămânea. Îmi durea inima în piept. Mai lăsa și ei cât o leagă.
E ultima dată când am fost la voi, dacă vă aduceți aminte, băi, mi-a spus o dorință a voastră, mai țineți minte? Ok. Bicicletă? Da. Asta era dorința ta? Și ce culoare spuneai tu că vrei să fii bicicleta? Bioci. Atunci am promis ceva. Ce am promis atunci? Nu mi-aduceți o bicicletă. Și îți mai aduce aminte ce culoare îți doreai? Și mie mi-a promis că dimineața duceți bicicletă. Și tu ce zici? Suntem oameni de cuvânt sau nu? Da. Promit la toate celelalte surioare. Vor avea la fel și ele bicicletă. În cel mai scurt timp. Uite ce m-am adus azi. Culoarea care ți-ai dorit-o? Da. Mi-ați promis și tot v-am așteptat. Și am știut că vă țineți voi de cuvânt. Sunt foarte bucuroasă. Ai mai avut așa bicicletă frumoasă? Te bucurează. E cea mai frumoasă surpriză care mi-ați făcut-o.